scăpat legătura, m-am urcat într-un marfar într-o cușetă de aia, mi-am pus ciorapi în mână, jambieri în cap și asta am înghețat până acolo. Mi-a făcut un suport metalic și niște manechini din cauciuc, așa. Așa erau vremurile și rămâneam și executam de unul singur. Practic la Scoro eram calificat. La 3-2 a scos Gigi Mulțescu un penalti. Eram pe euforie clasică, mă duc și bat-o. A apărat Bordon. Dacă ne egalează ăștia, am pierdut calificarea. Bun găsit, prieten, la noua ediție de Top Interviuri. Am alături de mine astăzi un simbol al lui Dinamo, un fost mare jucător din echipa mare a lui Dinamo, care a jucat meciuri internaționale senzaționale, pe domnul Costel Orac. Bună ziua, vă mulțumesc că ați acceptat invitația mea. Cu drag. Sunt foarte interesante poveștile foștilor mari fotbaliști și cei tineri nu știu, poate, lucruri interesante de la meciurile cu Liverpool, meciurile mari pe care le-ați făcut. Aș vrea să vă întreb la început, primii pași în fotbal, la ce vârstă i-ați făcut așa în mod organizat? La Galați? La și cine v-a dus? La 7 ani. La 7 ani am fost luat, cum se spune, din curtea blocului unde locuiam. Aveam o curte destul de mare. Aveam doi vecini care erau la juniorii politehnice Galați, care după aceea au jucat și în Liga 1, frații Leca, se numeau. Unul dintre ei a jucat la Petroșani, celălalt n-am mai pe România, dar era aceea generație cu Dorel Stoica și chiar fuseseră împreună la lotul de juniori. Și trecând antrenorul pe acolo, cam duminica în curtea blocului și m-a observat și mi-a zis, mâine să vii la antrenament. Când am ajuns dimineața, când m-a întrebat ceilalți, câți ani ai? 7 ani, zic. A, nu, aici de la 8 ani în sus. Nu, mi-a zis să vin, eu nu plec de aici până nu vine antrenorul. Și așa am intrat în circuitul fotbalului organizat, să zic așa. Erau și alte vremurile, altceva în afară să-și bați mingea în de spatele blocului. Da, nu era, da, pentru noi nu erau calculatoarele, așa tabletele. Da. Și un avantaj, să zic. Asta vreau să vă întreb, da, un avantaj. Un avantaj, un avantaj în mod cert, pentru că mă uit, lampă și eu, nepotul meu e la mine la Chiajna, la centru de copii, da, școală, telefoane, calculatoare, alte, și deja e mult prea puțin pentru a ajunge un sportiv de performanță, mai ales la sportul pe echipe. Cum a fost copilăria? Frumoasă, pentru că erau alte vremuri atunci, chiar dacă eram, să zic așa, și știm foarte bine pe vremea comunismului, copil fiind, eram practic toată ziua la joacă, școala era școală, într-adevăr, că mama mă biciuia cu școala și nu vrea să mă lase la fotbal. Când se îngroșea gruma, săream pe geam și plecam la antrenament, mă întorceam și întrebam vecinii dacă venise tata de la servici, dacă nu intram în casă pentru că o încurcam rău de tot. Dar și-au dat seama până la urmă că asta îmi doresc foarte mult și n-au avut ce să-mi facă până la urmă, practic. Frați, surori? Am un frate mai mare, da. Și a cochetat cu fotbalul? Nu. Da. Cu handball-ul în liceu, dar atât, n-a făcut sport de performanță. Aminteați de anii comunismului, vă aduceți aminte și de cozile la lapte, la pâine, mai stătea? Sau când eram copil, da. Când eram copil, da. După aceea, când am ajuns fotbalist... Ați avut, da, și avantaje. Exact. Dar nu numai eu, da, cam toți fotbaliștii au avut. Da. L-ați început la ce echipă? La Politehnica Galați. Politehnica Galați, da, atunci. Da. Chiar în 70, dacă mi-am bine înainte, atunci primul an când am fost legitimat. Deci aveam deja 11 ani. 11 ani. Da. Și de atunci erau turnee, finale, ori se organizau între echipe. Cu cine aveați rivalitatea mai mare? Păi chiar în 70, în vara lui 70, dacă mi-am bine aminte, am câștigat, se numea pe vremea, am ieșit campion pe țară la vremea respectivă, se numea Cupa Cravatelor Roșii, tot la Constanța. Aha. Țin minte că i-am bătut în finală pe Clujul, da? Cu Cluj cu 18-0 sau ceva de genul ăsta. Deci diferență foarte mare. Era Cluj cu Constanța. Cu Constanța am bătut mai greu 4-2, dar am câștigat toate jocurile. Am avut o echipă foarte bună în perioada aia la mini-fotbal. Mă vadă că am ieșit și campion pe țară. Numai că, din păcate, din toată trupa aia care eram la vârsta respectivă, eu am fost singurul când am ajuns la nivelul Ligii 1. Da. Restul s-au pierdut pe drum. Au apucat altă cale. Unii cu școală, alții... Ați fost mijlocaș de la început? Sau ce? Cum ați fost? Nu, extremă. Extremă stânga. Așa am fost la origine. Când a fost cazul, am mai jucat și fundat stânga și după aia, în funcție de sistem. Dar, practic, eu zic că m-am descurcat cam pe toate posturile. Cam, spre exemplu, când a venit Nea Mircea la Dinamo în 86, m-a trecut un fel de mijlocaș coordonator.
Loveați bine mingea cu ambele picioare? Nu cu ambele, cu stângul loveam foarte bine, dreptul binișor. De ajutor. De ajutor, deci, nu asta, dar în orice caz nu mă făceam drăz nici cu dreptul, dar cu stângul. Și asta datorită faptului că, zic eu și nu numai eu, pentru că în perioada aia, în generația la Galația, au ieșit foarte mulți jucători. Era vorba de Romica Ghihai, a mai fost Ioan Nicu. Amintesc de Tudorel? Tudorel, da. Stoica. Da, Tudorel Stoica. După aceea a apărut Lupu. Magiaru, Nicușor Vlad, Lupu, Claudiu Vaișcovici, mulți jucători și cam toți au trecut prin mâna acestui antrenor. Am avut faza inițială Iustin Apostol, Zoltan David și Guță Tănase. Toți trei foști internaționali în anii 30, în echipa națională. Deci, niște oameni foarte pasionați, sigur, și ochi format pentru ceea ce însemna copii și juniori, dar și au stat pe capul nostru și efectiv ne-au învățat, ei au fost cei care ne-au învățat abecedarul, să zic așa. Ca să-ți dau un exemplu, eram când terminam antrenamentul la juniori, își luau un scaun, stătea și aveam pe un zid desenat o poartă de fotbal cu numere de la 1 la 11 și spunea: acum ai 3 lovituri consecutiv în numărul cu tare, dar nu așa să dăm, minge șutată, risplin. Nu dădeam 3 lovituri, 3 consecutiv, rămâneam acolo. Dacă nu, schimba și așa mai departe. Deci, a lucrat foarte mult și individual cu noi. Așa ați devenit expert la lovituri de libere, nu? Da. Practic, să zic așa, am conștientizat mai mult în momentul când am plecat de la Galați și la Galați fiind, de fapt, Neati Titeașcă a fost cel care m-a pus prima oară. Mi-a creat cadrul, să zic așa, în sensul că mi-a făcut un suport metalic și niște manechini din cauciuc, că așa erau vremurile, și rămâneam și executam de unul singur, fără portar, fără nimic. După aceea, când am venit la Dinamo, am continuat eu singur treaba asta, cu Țețe și cu Bigică, cu Ieftimescu, după antrenamente, pareuri, jumătate de oră, 45 de minute cam. Au fost multe situații când la fel le executam doar singur, ei nu mai rămâneau și... Amintesc de 3 mari antrenori care lucrau cu copiii, cu tinerii, n-au mai scos Galațiul fotbal și nu parcă, dacă așa îmi vine în minte, Cernat, cred că a fost ultimul mare care a ajuns să joace la nivel... Din păcate, la ora asta, fotbalul în Galați e terminat. S-a mai întors acum Vali Ștefan din Cipru și încearcă să facă ceva la Oțelul, dar e foarte, foarte greu, din câte am înțeles. Chiar m-a sunat, a venit la mine la Chiajna să caute, dacă pot să-l aduc ceva jucători de ăștia tineri, cum sunt regulile acum, și ca să încerce să urnească lucrurile acolo, dar... Sunt sceptic. Începuse să vă remarce și antrenorii care erau în București la loturile de juniori, ați cochetat? Târziu am ajuns. Târziu. Când am ajuns la lotul de juniori, eram deja titular în divizia B. Adică am la 15 ani și ceva, la 16 Dunărea, ani. Nu? Da, da. Aha. La Dunărea Galați. Chiar a fost mi-aduc aminte că am fost chemat la o selecție la Bistrița. Am plecat de la Galați cu un tren, am schimbat pe la Ciceu, era toamna. Era frig afară, n-am scăpat legătura, m-am urcat într-un marfar, într-o cușetă de aia, mi-am pus ciorapi în mână, jambieri în cap și am înghețat până acolo. Am ajuns la Bistrița și după 2 zile am fost expediat spre casă. Deci jucam la vremea respectivă titular la divizia B și nu era legea cu juniorul obligatoriu în teren nou. Și atunci și singur ați plecat de la Galați la Bistrița? Nu s-a mai urcat nimeni pe drum? Singur. Ce generație aveați de juniori așa atunci? Sau mai erau care v-ați mai întâlnit după aia la 18 ani și v-ați întâlnit la Dinamo, la echipa națională? A mai fost Costel Solomon, Șoiman, Mândrilă și el, portar care de la Bacău. Da. A mai fost Ștefan Popa, care a jucat la Steaua. Da. Așa... și mulți. Gal, care a jucat de Gal de Joc, care a jucat pe la Târgu Mureș. A fost o generație de destul Dinamo, de... De la Steaua nu veneau juniori? Nu prea mai țin minte exact dacă erau, nu. Mai fost, era un fundaș de atât după la Voința, le-am cam uitat, dar... Când v-a dezavantajat statura și când v-a avantajat statura? Sau v-a trimis vreunul acasă, ești prea mic, du-te acasă de la fotbal? Nu. Erați tehnic. Aveam alte calități care... Da. Nu pot spune, din contră, chiar zic că
ținând cont și de post, n-a fost un dezavantaj faptul că am avut doar un metru și am doar 1,70 m. Dar la fază de fixă erați cel care rămânea cel mai avansat, nu? Da, da. La da, fază de fixă ea ale da, echipelor adverse, da, nu? Da. Tot timpul. Da. Și aveați viteză. Am avut viteză, da. Am avut viteză, am avut și reacție foarte bun, control bun al mingii. Am avut, zic eu, calități suficiente. Cred că aveți și acum, că vă țineți bine. Apropo, felicitări la mulți ani, că în ianuarie ați făcut 60 de ani. 60 de ani, da, mulțumesc. Nu-i arătați. Da, în general, nu arăt așa la suprafață, dar în rest știi că foarte bine că cu toții cam avem probleme. Bun, deci figurează 7-71 Politehnica Galați, ați fost acolo, de 71 până în 81 la Dunărea, nu? Da, 10 da. Ani. Debutul? La Liga a doua când a fost? Probabil la... în intervalul ăsta, nu? Da. La ce vârstă? La Liga a doua... Cred că aveați vreo 17 ani, 16 ani. Păi dacă gândește și eu, dacă în campionatul 75-76 am debutat în Liga a întâi, după ce a promovat Galațiu... Deci la 16 ani. La 16 ani și jumate am debutat în Liga a întâi și aveam un an de deci, Liga a doua. Deja 15 la 15 ani am jucat la echipa a doua care era existat atunci. Era în, tinere rezerve, da, cum se ținea, da. Așa și... Da, la 16 ani aveam deja un retur la Divizia B ca titular, dar, repet, nu că era obligatoriu cu juniori. Din ce mi-aduc eu aminte, Nea Costel, că eram pasionat, citeam ziarele, seria a doua, Liga a doua era foarte puternică în România, nu? La vremea respectivă. Era. Eu am jucat în Liga a întâia, fiindcă Galațiu era în seria a întâi. În seria a întâi, nu? Da, dar seria Liga a doua. Era, da, Liga a doua. Și, da. Și chiar că dacă era seria a întâi sau a doua, Liga a doua, Divizia B era... La vremea respectivă, să ajungi la Divizia B, dacă nu erai un jucător foarte tehnic, era greu. Pentru că erau foarte mulți jucători. Și topoare multe la până fel, da, arbitrajele erau mai legere. Plus că, în general, să știi că pe vremea aia, promovările nu, la de jucători nu prea erau cu tineri, cu așa, nu prea se înghesuia lumea. Da. Pentru că erau mulți jucători de valoare cu și erau în vârstă și era greu să scoți un jucător în vârstă din echipă să bagi unul tânăr. Care era echipa de care vă aduceți aminte în deplasare, care era cea mai grea deplasare în Divizia B, în seria dumneavoastră? Unde aveam meciuri cu Petrolul. Petrolul am avut chiar în anul în care am promovat în dauna, în 70, am promovat în dauna Petrolului. Da. Petrolul, chiar la Sfântul Gheorghe. Acum n-am văzut meciurile de la Sepsi, chiar pe terenul meu să aminte că am dat un gol, tot așa, în seara am ajuns acolo, m-am îmbolnăvit, am răcit și azi eram practic și antrenorul m-a băgat așa și n-am jucat azi, dar spre final am dat golul victoriei. Aha. Da. Primii bani câștigați din fotbal, vă aduceți aminte când au fost? Păi, atunci la fost, Liga a doua? La Liga a doua, da, da, da. Cum era? Salariul pe prime? Salariu și prime, pentru că dacă era echipa la care să bătea la promovare, păi erau și prime suplimentare. Și vă aduceți aminte ce ați făcut cu primii bani câștigați în fotbal? Nu mai mă aduc aminte, dar practic cam 16 ani câștigam destul de bine. Pe vremea la Divizia B, Galațiu care se bătea la promovare, au fost luni care luam și câte 11.000 de lei la vremea respectivă și ca să facem o comparație. Taică mi-a avea un salariu de 2.500 la, ca să faci lucra în combinat. Da, da. Ca să dai, deci într-o lună am câștigat triplu, mai mult decât triplu decât câștiga tatăl meu la muncind zi de zi la combinat. Era microbist, venea la meciuri? Da. Deci ați avut supraveghetor. El a fost cel care a fost respingător pentru că maica mea era cu școala. Da. Da. Ați jucat 10 ani la Dunărea Galați, 90 de meciuri, 11 goluri. În Liga 1, cât ați rezistat după ce ați promovat cu echipa? Păi a fost perioada, dacă ți-ați aminte, cu ABA. Un an promovam, da. Picam, reintram. Da, am promovat în 79, după aia 79 am promovat și am rămas 2 ani consecutiv și în 81 am venit eu și cu Nicușor Vlad la Dinamo. Și Majaru a mers la Steaua. Asta vreau să vă întreb. Din echipa aceea, cine a mai ajuns să joace la echipe cunoscute? Cam ăștia. Ăștia da. Am pus care am plecat în perioadă. După aceea a apărut Claudiu Vaișcoviș și Dănuț Lupu. Cine v-a promovat ca antrenor? Ca antrenor Guță Tănase, unul din cei care v-am spus că m-a... Și după aceea la Galați... La Galați, la vremea respectivă, când am promovat, era Gheorghe Nuțescu, să numea.
După aceea aveai Neatiti Teașcă, Neagică Constantin, Mircea Nădelu, care a fost și pe la Bacău. Deci am avut antrenori de calitate. Nu aveți o poveste amuzantă cu Neatiti Teașcă să ne spuneți? Avem, am suficient. Ce vă vine în minte acum? Ce vă făcea? Era mucalit. Da. Dar era, să știi că era, chiar dacă era foarte dur în privința asta, să știi că era unul dintre antrenori foarte bine pregătiți. Era el dur și erau antrenamente, țin minte, ne ținea și de două ore pe teren. Aveam saci de nisip, asta iarna, în terenul de zgură, l-amestecat cu nisip și cu sare să nu înghețe și intram cu piciorul până la glezne. Era un antrenamente foarte dure. Și ce vă aduceți aminte? Au fost mai multe faze. A fost o fază când l-am tras un șut la poartă și nu trebuia așa, trebuia, dar cum Neatiti? Păi trebuia interior puțin exterior. Zic, cum Neatiti, că nu deleg, ori interior, ori exterior. Dar el la interior, nu mă uite așa și a avut să mai și mi-a băgat mâna în gheată ca să-mi arate cum să lovește mingea. După aia el era foarte vulcanic în timpul jocurilor și cu niște colegi de astea, inclusiv cu Nicușor Vlad și cu niște colegi de astea mai zburdalnici, să zic așa, la un meci am aranjat cu maserul și am pus un casetofon deasupra băncii de rezervă și l-am înregistrat. Și după aia nu știu de unde a aflat, a fost a venit la noi, scandal, nu știu ce, dar probabil a dat-o în glumă. Și nu m-am gândit că vă merge mintea și la așa ceva să mă înregistrați. La 22 de ani ați mers la Dinamo, tânăr, nu? Da. Cum a? Dinamo din prima sau a avut și Steaua, a avut și Craiova și Pitești alta? Cum a fost? Nu. Am mai avut și alte oferte din țară. Chiar am avut discuție cu părinții, pentru că ei, inclusiv taică-miu, insista spre să merg undeva cu facultatea, să fac facultate, tot cu școala până la urmă, dar când a apărut oferta cu Dinamo, atunci le-am zis nu. Chiar cu taică-miu am avut o discuție, pentru că el era microbist și jucase și el în tinerețe, am avut un unchi care a jucat și el în vremea respectivă, în 3 ani, 30, a jucat în prima ligă, cum era atunci, și am avut discuție cu taică-miu în sensul că mi-a zis, păi și Dinamo e un club mare, te duci, uite, la Dinamo, pe postul tău, joacă Vrânceanu, care e jucător de echipa națională. Ce șanse ai tu să joci? Păi zic, dacă nici în fața lui Vrânceanu nu joc, înseamnă că mă întorc înapoi la Galați, sub formă de glumă. Armata o făcuseți? O făcusem la Galați, o făcusem la Galați, da. Erau mai lejeră, era armata, da, dacă da, erați fotbalist? Da. Ați fost și angajat acolo? Erați la combinat angajat? Da. Eram angajat în port. În port, dar nu mergeți. Nu, normal că nu. Așa erau vremurile la vremea respectivă. Da. Deci, în 81, cine v-a luat? Cine era antrenor? Cine v-a remarcat la Dinamo? Antrenor era Neatineu Stănescu și cu Dumitru Nicolae Nicușor. Practic, eu n-am știut că... A fost prima dată când ați părăsit Galațiu. Ce mai mergeați pe la loturi? Nu, am fost cu loturi, am fost cu... Da, dar n-am plecat și la echipa. Și până la 22 de ani a stat cu părinții acasă? Da. Așa. Și v-au remarcat... De fapt, nu e. Până la 20, că la 20 de ani m-am căsătorit și deja locuiam. Aveam apartamentul meu, nu mai... Așa. Și cum a fost? Cum a fost oferta de Dinamo? Cum a venit? Că pe vremea aceea nu erau telefoane mobile? Am rămas surprins că am fost convocat la Loto Olimpic. Era o balcaniadă în Grecia, la Volos, dacă mi-aduc aminte, și împreună cu Nicușor, cu Lat. Și când am ajuns în cantonament aici, la București, la 23 august, a venit Bumbescu la mine. Bumbescu fusese niște probe pe la Galați. Și după aia nu știu ce s-a întâmplat cu soția și n-am mai rămas acolo, a plecat. Și cum am ajuns acolo la cantonament, Bumbescu, uite așa, mi-a zis colonelul Angel să stau după tine și după Nicușor, să vă conving, am auzit că și cei de la Steaua umblă după voi, vrea să stea de vorbă cu voi și să veniți, să vă convingă să veniți la Dinamo. Și am stat de vorbă, într-adevăr, cu colonelul Angel, Vasile, și a doua zi, practic, am plecat în Grecia la acest turneu. Cine era antrenor la Olimpici? Nea Cornel Drăgușin. Nea Cornel Drăgușin era antrenor. Și am discutat seara respectivă cu colonelul Angel. La doua zi am plecat în Grecia. La întoarcere ne-a așteptat din nou pe aeroport și pe mine, pe Nicușor. Am mers la club la Dinamo și între timp noi am mai discutat, ne-am sfătuit și am acceptat oferta.
Și așa am ajuns la Dinamo. În afară de Bumbescu, ce colegi ați mai avut la Olimpice atunci? Mai erau jucători care veneau de cunoscuți de până? Erau. Era Stancu, fundașul central, Telu Stancu, dacă îți mai aduce aminte. Da, de la Pitești. După la Pitești. Era în continuare ăsta, Solomon Șoiman, Vamanu. Da, erau. Erau, da. 8 ani la Dinamo, 81-89, 3 titluri, 3 cupe, 2 eventuri. Păi cine ați găsit în vestiarul Dinamo? Cine erau șefii, tartorii în vestiarul Dinamo? Păi atunci când am ajuns eu, i-am mai prins jucând încă și pe Dudu Georgescu și pe Cornel Dinu. Și sigur rest, Augustin, Custov, Dragnea, Babadac Stănescu, Ion Marin, Gigi Mulțescu. Erau deja toți. Da, acolo. Da. Țălnar, cine mai era, Stredie și el tot funda stânga. Erați emoționat sau ați fost destul de... Nu, că... Jucase în contra lui Dinamo, chiar cu un an înainte îi dusem un gol lui Eftimescu pe Dinamo la 1-1 în anul respectiv, făcusem chiar dacă echipa, nu, mint, un an înainte, 2 ani, când, anul când am rămas în Liga 1, am făcut 1-1 cu Dinamo în Ștefan cel Mare și 2-2 cu Steaua. La Steaua pe vremea respectivă era jucat și Iordănescu și cine mai era pe acolo, Vigu, Sameș, Tudorel, se pare că încă mai era și Marcel Răducanu, deci avea o echipă foarte bună. Și în anul ăla, când am scăpat și de trădătură, dar am făcut 1-1 la Dinamo, 2-2 la Înghencea cu Steaua. Și, e adevărat că și noi am avut, în afară de mine, de Nicușor Vlad, de Majaru, mai era Constantinescu, Stoicescu. Aveți echipă. Aveam echipă bună. Am avut echipă foarte bună. Respectul era altul decât e acum între cei tineri și cei mai în vârstă? Da, da. Mai cărați o minge, mai făceați ceva mai... Da. Adică erau niște legi nescrise, știi foarte bine că în momentul când era, mai ales când erai tânăr jucător și dacă te mai duceai și la o echipă mai... Dar să știi că la Dinamo, ca și primire, n-am avut parte de așa ceva. În sensul că... Dar, botez, cum se spune. Da, nu. Dar cine era șeful vestiarului acolo? Era mister? Da, Dinu. După aceea, pe parcurs au apărut cei de la Hunedoara și a făcut echipa mare, nu? Da. După dumneavoastră au venit, nu? După. Și Ando, și Mircea, și Mateu, și Mișa Klein, unde să lerte Văietuș. După... Nea Cami, nu? Sau? Da, și Cami, și Ilie. Ei au venit după venirea lui Nea Mircea. Care e Ilie? Ilie Balaci. Da. Dar Răducioiu a apucat să apară vestiar când era fotbalist? Da. Eram și el și Ionuț, că amândoi au fost și Stelică. Stelică, toți trei. Stelică și Brunea. Da. Ei cam în perioada aia, Nea Mircea a fost cel care i-a promovat și a insistat foarte mult pe ei. Deci ați fost coleg de echipă cu Dinu și după aia ați apucat să vă și antreneze, nu? Da. Primul titlu câștigat la Dinamo Event, ați jucat în primul sezon? Ați debutat repede cum ați venit? Da. Erați titular, nu? Da, păi nu știu dacă în anul, în 81 când am venit sau în anul următor, am fost declarat între primii 10 jucători din țară la vremea respectivă. Emoționat când ați câștigat primul trofeu sau? Da, îți dai seama. Îți dai seama că să vii de la o echipă care se lupta de la promovare, retrogradare și asta și să ajungi, sigur, emoționat. Mai mult satisfăcut, aș spune, de ce? Pentru că fusese în campă la toate loturile naționale, nu mai eram așa, să zic așa, speriat de ceea ce înseamnă fotbal mare și fotbalul la nivel... Aveam oarecare experiență, însă să câștigi un trofeu cu o echipă de club, mai ales la vârsta aia, și Dinamo, să joci cu Gheata de Aur, Dudu Georgescu, cu Dinu, care avea atâtea prezențe în echipa națională, deci era un lucru deosebit. A crescut și salariul considerabil? Nu, să știi că în perioada aia la Dinamo, în afară de faptul că eram angajat și eram ofițer și aveam un salariu foarte bun, erau primele oficiale. La vremea respectivă, la Dinamo, nu se dădeau prime de astea speciale, decât cazuri, știu eu, când jucam cu Steaua sau o finală de cupă. Sau... În rest, era, țin minte, o primă pentru victorie acasă era cam 800 de lei, pentru victorie în deplasare era, deci bani legale. Da.
cam 1200 în deplasare, era indemnizația de efort, care era așa, vreo 1000 de lei sau 1200 de lei, dar se câștiga. Salariul era destul de mare, fiind ofițer, aveam salariu mare. Cum erau derbiurile cu Steaua? Era rivalitatea și atunci, dar parcă după meci mai mergeați la o bere, nu era ura care a fost. Nu exista ură, mai ales că erați colegi de națională. Erau colegi, se cunoște, mai ales cei de la Dinamo mai vechi, erau jucase la toate loturile, cum fusesem eu. Da. Se cunoșteau foarte bine, era rivalitate, dar după aceea nu. Ții minte că ne mai întâlneam, nu chiar în seara respectivă, dar a doua zi, au fost perioade în care făceam recuperarea, cum se spune acum, la hotel, la București, că acolo era piscina, era sauna. Și mai la o bere, mai la un sandwich, începeam cu glume, cu meciul de înainte, dar când erau jocurile respective, era care pe care. Și care, dar exista respectul. Aici au mai fost ieșiri, dacă ți-a aminte faza aia când cu Țețe, când a ieșit pe Dinamo la Lăcă, mai au mai fost și durități, dar în limitele rezonabile, să zic așa. Acest lucru vreau să vă întreb, Costel, care era fundașul care vă dădea cel mai mult la picioare? Care era, de care vă amintiți așa că aveați la parte picioare, cu dumneavoastră? Nu prea aici, pentru că știam să mă feresc. Eram și destul de agil și iute și nu prea am avut parte de accidentări. În schimb, ca, să zic așa, adversari care, nu că i-aș respecta cel mai mult, a fost Negriță și după aceea, perioada când a jucat Fane, Iovan, când a jucat fundaș dreapta la Steaua atunci, deci ăștia au fost cam cei mai dificili adversari, direct să zic așa, Negrilă și cu Fane, cu Iovan. Dar portarul, clientul dumneavoastră de-a lungul carierei, care? Am avut. Cui dădeați la vinclu mai mult? Așa, inclusiv lui Silvică. Lui Silviu, lui Lung. Chiar mi-a spus și bă, când văd că sunt lovituri din zona ta, am probleme. Zona mea, fiind de pe zona centrală, puțin spre dreapta, băteam cu stângul, cu interiorul și băteam bine. Haideți să vorbim puțin despre meciurile de referință din cupele europene, de care vă aduceți aminte, în cele în care ați marcat și în cele în care ați... În cupele europene, să știi că am marcat. Primul meci care pot spune că m-a marcat, repet, chiar dacă aveam experiență internațională, a fost din 81, meciul cu Inter. Am făcut 1-1 la Milano și în retur a fost tot 1-1. Am intrat în prelungiri. Au condus ei cu 2-1, a dat Prohasca gol din lovitură liberă. La 2-1 a egalat Oneață. Da. A făcut 2-2. După aceea a făcut Dudu o intercepție. Dudu s-a lovit, s-a dat clavicula ruptă, da, s-a lovit, dar nu știu cum a făcut o intercepție undeva în partea dreaptă și a intrat și a centrat, am dat-o gol, am făcut 3-2, asta în prelungiri și practic la scorul eram calificați. La 3-2 a scos Gigi Mulțescu un penalti, cel care bătea de obicei, era primul care bătea penalti, era Dudu fiind accidentat, nu? Era... să zic așa, suspiciunea care ieșe, a rămas și în zilele astea cu cel care e pautat, nu bate. Da, așa, și eram proaspăt venit, eram tânăr, eram pe val, să zic așa, dădusem și golul, eram euforic, lasă că mă duc și bat eu. Am bătut și a apărat Bordon și mai erau, cred că, vreo 3-4 minute de prelungiri. Vreau să spun că din momentul ăla nu știam cum să fac să țin mai mult de mânge, că mi-era gândul, zic, dacă ne egalează ăștia, am pierdut calificarea, să vezi că toate se sparg în capul meu. Da. Ăla a fost primul meci și datorită faptului că era vorba de Inter, la vremea respectivă era... deținătoare de campul a campionilor europeni, era nume mare Inter. Aveau Bergobi, aveau Prohasca, Altobelli, era un mijlocaș foarte tehnic, Becalosi, Marini, deci avea o echipă foarte, foarte bună la vremea respectivă, iar președinte era Sandro Mazzola. Oh. Deci, da, un adversar care, sincer, avea valoare. Și ați eliminat. Chiar mi-a rămas întipărit în minte că de la ei, da, de la Inter, a fost cam cel mai frumos. Pe vremea aia se mai făceau schimburi de cadouri. În momentul când mergeam noi în deplasare, ne oferea aici ceva cadouri, aici... procedeam și noi la fel și practic cel mai frumos cadou care l-am primit noi jucătorii de la vremea respectivă sau cel puțin pentru mine a rămas cadou primit de la Inter, un clasor așa micuț
cu cele 5 cupe câștigate de ei din argint 100%. Aha, aha. Și, și acum l-am acasă și lucrul care m-a impresionat, am jucat pe San Siro, cum se numea la vremea respectivă, și ne-au condus 1-0, a dat Custov un gol după la 20 ceva de metri în cu dreptul. S-a terminat meciul 1-1, dar și în timpul jocului am avut momente când ne-am dominat clar și spre surprinderea mea, lumea a început să ne aplaude pe noi și să-și fluiere echipa favorită. Atunci am rămas, bine, nu mai spun ce Vacar Maracana era stadionul arhiplin și am rămas atunci... Mi-a rămas întipărit în minte meciul ăla. Alți fotbaliști mari împotriva care a jucat de-a lungul carierei? Păi, am avut cu Hamburgul, cu da. Liverpool. Hamburg, da. Adversar direct mi-a fost Kaltz, care era și capitanul echipei naționale a Germaniei. Da. La fel cu Liverpool, care erau și la vremea respectivă câștigătoarea cupei campionilor. Așa, în privința perioadei, să știi că am avut adversari foarte puternici. A fost Aston Villa, care din păcate ne-a eliminat. Și ei câștigătoare de Cupa Campionilor în momentul când am jucat contra lor. A fost Bordeaux, care și de acolo mi-a rămas o amintire neplăcută, pentru că am avut la 1-0 pentru noi în prelungiri. Am avut o situație cam la 14 metri eu din zona mea cu stângul cu exterior. Am dat pe lângă poartă, ne-au egalat și am pierdut calificarea. Meciul așa de care vă aduceți aminte mai urât așa din cupele europene, care este? Mai urât a fost ăsta cu Bordeaux în 85, da. Era Dino, era antrenor Cornel. Cu Liverpool, că s-a ratat calificarea? Cu Liverpool, mai ales cu, a fost situația aia cu vremea ploioasă, atunci am pierdut calificarea, practic, n-a fost așa mare supărare, cel puțin în ceea ce mă privește pe mine, n-a fost așa mare supărare, sigur că ne părea rău că am pierdut o oportunitate, dar era echipă foarte puternică și chiar dacă, spre exemplu, la pauză, când egalasem scorul, era 1-1 la pauză în meciul retur de aici la București, în cabină între noi vorbind, n-avem ce pierde. Și am zis, chiar gândeam că mai putem marca, dacă reușim să marcăm repede, făceam 2-1, la 3-1 eram noi calificați, da? N-a fost posibil la vremea. Care erau avantajele că erați fotbalist la Dinamo? Prima mașină? Prima mașină am luat-o târziu. Nu. Poveștile cu 90... videourile aduse din turnee. Da, sunt reale. Astea erau avantajele. Afară de asta, practic, nu puteai să ieși pe stradă, toată lumea era... te saluta la restaurant și cu familia, dacă ieșai, te trezeai că veneau fel de fel de suporteri la masă și să te cinsească, îți lasă-mi că sunt cu familia, să stau și eu să n-a. Nu, prea pot spune că și la Galați ca fotbalist și la Dinamo am fost privilegiat, să zic așa. În turnee a simțit presiunea securității? Era tot timpul cineva după era, voi? Știați, era tot timpul, da, știați nu. Așa, dar nu. Da, nu, știam, nu. Și practic... Ei practic de ce mergeau? Ca să nu rămână cineva pe acolo, nu? Să știe că da. E cineva cu noi. Pentru că dacă aveai de gând să rămâi, nu avea ce să-ți facă efectiv, dar cel puțin eu la vremea respectivă nu aveam niciun motiv să rămân, pentru că era, de-abia venisem, născuse soția, aveam copilul mic, în țară eram mai mult decât apreciat, nu existau, chiar dacă oamenii duceau rău la vremea respectivă în ceea ce privește alimentele și lucrurile astea, noi nu am avut problemele astea, din contră chiar duceam la părinți acasă, la Galați. Nu, a fost o perioadă... Cum a fost colaborarea cu Mircea Lucescu și prezența lui la Dinamo, ce a schimbat sau cum? Colaborarea a fost bună. A fost bună, deși au fost momente când, sigur că eu fiind obișnuit să joc mai tot timpul titular și înaintați, mai ales spre din 88 încolo, mă apropiam de 30 de ani, Nea Mircea era, știi foarte bine, adeptul jucătorilor tineri, da. De aia și-a dus și cam au fost meciuri în care eram trecut pe
pe bară, cum se spune, și normal că, nu mi-au convenit lucrurile, dar n-au fost probleme între noi, în sensul că era normal să respect, era antrenorul meu, era vorba de, și nu numai că era antrenorul meu, era vorba de Lucescu. Da. N-am avut, să zic așa, conflicte directe cu asta, nici discuții mai aprinse, nici nu asta, pentru că era normal să respect. Unde v-a prins Revoluția, mai țineți minte? Revoluția la Victoria m-a prins. Da, da, da. La Victoria. La Victoria eram acasă. Deci ați încheiat cariera, adică ați încheiat cu Dinamo în 89, în vara? În 89, da, în 89 în vara. Și v-ați dus un sezon la Victoria, considerate... Da, n-am vrut să merg, pentru că s-a procedat aici, am fost mult timp supărat. Așa, de ce? Pe treaba asta, pentru că începuse pregătirea de vară în 89, eram la antrenament cu Dinamo și m-am trezit că a venit, era Neradu Matei, era președinte la Victoria. Și după ce am terminat antrenamentul cu Dinamo, a venit și mi-a spus, vezi că de mâine trebuie să vii dincolo la Victoria. Și chiar am fost supărat și am zis că nu mă duc. Și am lungit-o puțin, inclusiv am ajuns pe la ajuncții lui Postelnicu, care era ministru de interne pe vremea respectivă, și mi s-a explicat că sunt ofițer și că trebuie să mă duc. Am făcut eu ceva pe acolo, scandal, în sensul că nu... Eram supărat că nu era s-a procedat. Era am spus, de ce nu mi s-a spus când am încheiat campionatul? Trebuie să vezi că caută-ți echipă, că du-te la Victoria. Cine era? Tonia Mircea era antrenor? Tonia Mircea, da. Și apăruseră băieții tineri, da? În vara respectivă, da. În vara respectivă am fost, practic, ultimii trei care eram, am fost din generația 80-81. Da? Eu cu Sandu Nicolae și cu Cuțețe, cu Muraru. Noi trei am... fost scos în vara aia și trimiși la Victoria, pentru că Victoria în anul a participat în cupele europene și asta a fost ideea, să mergem. Venise Valul tânăr la Dinamo, da, nu? Da, da, da. Dar dintre jucătorii de la Dinamo, care vă mai întâlniți și acum, că văd că vă strângeți aproape toți. Ne strângem aproape din toate generațiile. Din toate generațiile. Da, în fiecare an. Care era cu poantele? Care era... Cine e șeful la glume? A, și eu am fost așa. Nicușor, Vlad, nu... A. Mai aduceți un așa de Dinamo, ce ați făcut cu Iva, care vă vine în minte acum? Hai să aduc, deci chiar în primul an când am venit, stăteam la Săftica. Stăteam la Săftica, unde într-un dormitor eram cinci. Era Dorel Zanfir, Bumbescu, Nicușor Vlad, Strede și eu. Da. Dormitorul în care eram, noi avea două uși. O intrare până vila principală unde era și ieșirea spre sala de forță și aveam un mic bazin afară și tot acolo la ieșirea asta spre din vilă era un WC mic, o toaletă mică și era o cameră mai micuță unde dormea Tinel Stănescu. Și când, mai ales în cantonament și în zilele când aveam câte două antrenamente, stând acolo, el ne-a anunțat, asta e toaleta mea, n-are ce căuta nimeni acolo. Și la prânz să nu vă aud că mișcați. Și noi ăștia cinci care eram acolo, nu mai țin exact cine a fost, ori Nicușor Vlad, ori Dorel Zanfir, cine a fost cu ideea, am legat o ață de bazinul de la toaleta lui Atinel și pe la prânz când el se culca, am început să tragem de tot timpul. Și el ceva din unul, bă, care ești acolo? M-a spus că asta e toaleta mea, ieși afară de acolo. Până și-a dat seama despre ce e vorba și a ieșit de la el din cameră, avea o cheie pe afară la ușa asta care dădea spre sala de forță și spre bazin, a închis și a venit pe dincolo, pe interiorul vilei și noi am prins exact când trăgeam de... și am luat... avea obiceiul, ne mai dădea câte o palmă după ceapă, sigur, mai sănătoasă așa. Plus că erau multe... Țin minte că tot venea Tinel, după un meci cu Craiova, ți-am spus că aveam dueluri foarte aprinse cu Negrilă. Mi-am zis, bă, dar a dat ăla negru ăla în tine și nu ai pus și tu o talpă, nu nimic? Și mi-am zis, bine, atent, dar și eu sunt cizmar. Au, ce-mi spune ăsta, bă, l-omor? Ce-mi spune piticul ăsta? Deci decembrie 89 erați acasă. Da, eram acasă, da. V-ați speriat? Nu. Aveați, nu m-a speriat, fiind ofițer, aveați armă acasă? Nu. N-aveam niciun uniformă, dar băi, armă. Legitimație? Singur, legitimația aveam. Nu, vă oprea poliția? Vreodată v-a oprit miliția? Da, mai oprea, dar în general cunoșteau numerele, că aveam numerele de alea scurte toți și se știau numerele.
Nu, chiar de la Revoluție, stăteam în blocuri apropiate, eu, Dragnea și Suciu. Uh-huh. Și familiile lor au venit la mine și am stat o stată împreună, dar chiar în, nu știu dacă... 21, nu. 22, 23. Păi se apropia Crăciunul. Nu, nu, nu. Imediat după, cei de la Meri Dragnea era la Moreni. Și Moreni era plecat într-un turneu în Italia. Uh-huh. Și s-au întors și stăteam în centru civic și m-a sunat dacă pot să-l aștept la trafic greu acolo, la ăsta, să-l iau cu ce adusese după, cu bagajele. Că... Da. Și am ajuns acolo să-l iau cu mașina. Era perioada când se trăgea. Să mai liniștiseră puțin lucrurile deja. Și din delegație făcea parte și fratele lui Nuță. Uh-huh. Frate mai mare de-al lui generalul Nuță. Când m-a văzut acolo, a zis, Costele, nu mă lași pe mine acasă. Dai seama că nu puteam să-i zic, nu? Dar... Și l-am luat cu Mericul, dacă stăteam undeva spre da. Polivalentă, la un bloc de-asta micuț. Și pe drum am realizat, dacă... El cunoaște cineva și ne oprește cu mașina și îl vede că e fratele lui Nuță, zic, am încurcat. Și eu și Meri gândeam același lucru. Am ajuns la el acasă, ții minte că le-am luat bagaje și l-am cumpărat și am să ne-am dus cu el la lift și atunci le-a spus, nu, lăsați-mă, duceți-vă voi acasă, liniștiți, că aici am mersi că m-ați adat. Și el probabil că da, realizează lucrul acesta. Și după aia la întoarcere de pe drum ne-am dat seama și vorbeam cu Meri în mașină, ce făceam dacă ne opreau ăștia cu gărzile patriotice astea? Păi de-aia că toți mi-au spus că era un cantonament în 89 da, și da, de-aia mă mir, deci da. Victoria nu era în cantonament. Nu, eu nu, eram deja încheiase în conturile cu Victoria că avusesem probleme ceva cu accidentare și da, am văzut doar două meciuri, un gol. Da, da. Și în 90 ați plecat, am plecat în Elveția. Din Elveția. Da, da. A început să tot să plece, era da. Liber. Și da, cum ați ajuns? Da. Impresar sau cum? Că era... Nu, nu. Culmea, chiar dacă ți-am spus că cu Nea Mircea am mai avut, așa, relații mai încordate, el a fost cel care m-a recomandat, pentru că la echipa asta de Liga a doua din Elveția, antrenor era Radu Muvailer. Și Radu i-a spus că are nevoie de un jucător de creație, un jucător, și Nea Mircea. Am aflat după aceea, când am mers acolo, Radu mi-a spus, ce știi cine mi-a zis de tine? Nu știu. Eu am crezut că i-a spus Neanelu, nu Weiler. Da. Dar nu, ce Mircea mi-a zis Lucescu. 25 de meciuri, 14 goluri în Liga a doua, da, nu? Da, da. Din Elveția. Da, păi... I-ați provocat, nu? Încă, nu, tocmai am fost acolo ca să-i scap de retrogradare. Eram trei jucători profesioniști, restul erau toți amatori. Eram eu, un ungur și un brazilian. Restul erau toți, duceau la servici și veneau seara la antrenament. Eu am zis să merg unul acolo pentru că era echipă de Liga a doua și am zis că zic, poate în felul ăsta îmi creez culoarul pentru mai târziu, în sensul că poate prind o echipă mai bună de Liga a întâia și da. Rămân pe acolo. Da? N-a fost să fie acolo, am aflat că am probleme mari cu spatele și că o să încep să, de la din cauza spatele să am probleme musculare. Se câștiga bine, mai bine ca la Dinamo sau nu? Da, da. Da? Da. Da. Franci-elvețieni? Franci-elvețieni, da. V-ați întors la Dinamo, 6 meciuri, un gol în 90. Da, după aia. Și ați încheiat cariera la Unirea Focșani, nu? Da, acolo m-am dus ca jucător și antrenor. Prima dată când ați antrenat. Da, și de fapt... 22 de meciuri, 13 goluri, bine. De ce, Liga a doua? Liga a doua, da. De acolo, practic, mi-am început cariera de antrenor de la Focșani. Când erați jucător, cam pe la ce vârstă ați început să vă gândiți la antrenorat? Nu m-am gândit niciodată. Nu m-am gândit niciodată pentru că eram încă tânăr, aveam 30 de ani, îți dai seama. Nu eram așa, trecuse 31 de ani. Am început să-mi pun așa semne de întrebare când m-am întâlnit în Elveția, când mi-au zis cei de acolo că o să am probleme. Și da, nu le-am dat așa mare importanță, zic că mai am până, zic măcar vreo câțiva ani, vreo 3-4 ani. Am început după aceea la, tot ai spus că m-am întors la Dinamo, n-a fost o perioadă prea bună, am zis că mă întorc să ajut, au fost niște probleme care nu mi-au convenit mie și... Cine era atunci? Păi era, antrenor era ăsta, Gigi și cu Sapă, cu Ion Marin. Uh-huh. Era Ianul președinte, era președinte, de-aia nici n-am jucat prea mult. Și după aia când s-a evit ocazia asta cu Focșanu, n-am stat pe gând. 84-86 aveți trei selecții la echipa națională cu un gol.
Care au fost meciurile voi, ce se aminte? Amicale. A fost un turneu la Iași, două jocuri la, cu China la Iași și încă un joc, sau nu, și două, nu știu dacă le-au fost trecute în scare. Au mai avut tot așa în 88 cu Nea Mircea în Irak. Da. Dar nu știu dacă s-au trecut. Cine? Aia. Nea Mircea era selecționer? El da, l-a convocat? Da. Erau mulți jucători buni pe postul dumneavoastră, dar n-ați apucat să aveți mai multe selecții. Cum era? Era concurență mare? Era. Cu cine vă băteați? De la Craiova, de la Steaua? Păi era Gheorghiță, Giulgău, era ăsta, Văietuș, cine mai era? Mișa, Klein. Da, n-a fost. N-a fost, asta e și un... am fost o perioadă supărat pe Nea Mircea, pentru că am fost în pregătire cu lotul înainte de plecarea și m-a lăsat acasă. M-a lăsat pe mulți, așa, pe etape. Da, ați rămas printre ultimii? Da, chiar a doua zi să pleca și cu o seară înainte m-a anunțat. Cu Giulgău, nu? Da. Și am fost dezamăgit pentru că avusesem un an bun și eram ferm convins și îți dai seama să participi la campionatul european. Era... Da, asta a fost. Bacău, Brașov, Baia Mare, Oțelul, Botoșani, Urziceni, CSOTP, FCM Bacău, iar Dinamo, 2, Concordia și Botoșani, 2012, ultima dată când ați antrenat. Da. Unde v-ați simțit cel mai bine? Au fost 18 ani în care v-ați plimbat. M-am plimbat. Și în Liga 1, și în Liga 2, nu? Da. Am avut perioade foarte bune și la Bacău și la Baia Mare. Fotbaliști pe care i-ați descoperit așa, care vă vin în minte, pe care i-ați promovat și care au ajuns? Păi, sigur, eu practic i-am promovat la echipele de seniori, dar nu au fost, să zic așa, crescuți de mine, dar erau, de exemplu, Narcis Răducan, când l-am luat la echipa mai la Focșani, avea 15 ani și ceva și el. Așa. El, bratul, portarul, care a fost tot de la Focșani. Serea, care l-am luat de la Liga 3, era fundat stânga la Liga 3 și l-am făcut atacant, vârf. Da. Și după aceea l-am luat și inclusiv cu mine la Bacău în Liga 1. Spre exemplu, la Baia Mare, l-am văzut pe Bilașcu, da, care era tânăr, avea 18 ani la vremea respectivă. Chiar mi-am aduc aminte că l-am deturnat, să zic așa, că avea de gând să se căsătorească, să plece în Germania. Și a zis, mai bine rămâi aici, joci și ajungi să joci la echipă, la lotul de tineri. Și după aia, dacă e să pleci în Germania, pleci în alte condiții. Cristi Ciocoiu, care l-am avut la fel la Bacău. Bun. Da, am avut. Aș vrea să ajungem la întrebările de final. Alte pasiuni mai aveți? Hobby-uri? Nu. Nu am fost așa nebunit decât după fotbal. Am avut o perioadă ca asta, când mic fiind, am făcut în paralel și tenis de câmp și fotbal vreo 2 ani, da, până m-am țin minte că antrenorul de la tenis a venit pe la mine acasă, s-a rugat de părinți să mă convingă să rămân la tenis, dar nu. Am ajuns, adică perioada de la vreo 10 ani, ceva de genul așa am făcut. Top 3 antrenori pe care ați avut, așa, de care vă simțiți mai legat și... Amintează de cei care... E clar că în afară de cei care m-au crescut practic și m-au îndrumat de mic spre la fotbal, am avut parte de antrenori buni, începând cu Teașcă. Corându-mi după aceea cu antrenorul la care practic am apelat în momentul când m-am hotărât și am intrat pe meseria de antrenor, și anume Nicușor, Dumitru Nicolae Nicușor. Da. Iar am mers la dânsul acasă și am discutat ori în șir, am luat din caietele lui, m-am uitat. După aia Dinu, care la fel, Nea Mircea, nu în ultimul rând, am avut la Galați, jucând în Liga a doua, Neagică Constantin, care un antrenor, Mircea Nedelcu, care după aceea a fost și el la antrenor pe la Bacău, pe la Piatra Neamț. Am avut parte de antrenor bun și ceea ce cred eu că a fost mult, mult, mult mai important, faptul că toți antrenorii pe care am avut știau cam ce înseamnă fotbal, jucaseră fotbal la nivel mare. Ca fotbalist ați avut idoli din țară, de afară? V-a fost un fotbalist care... Când eram mic am ținut cu FC Argeș, sigur, eram nebunit după Dobrin, chiar avut un coleg la Galați care se asemăna foarte mult cu el și era tot din Pitești, vorba de Burcea, care și el, săracu, a murit, Dumnezeu să-l ierte.
Ca idol după aceea nu prea am, erau mai mult în general, pe asta îmi plăcea, chiar dacă era extremă dreaptă, Keegan de la englez, care sigur era ca campul în același post ca și mine. Știam, adică auzisem și îmi spusese inclusiv Teașcă, inclusiv Neaguță Tănase, eu fiind de extremă stângă, am tăiat, băi, semen cu unul Bindea, care a jucat în vremurile de la unul din echipa națională în România. Dar așa, în general, mi-au plăcut jucătorii tehnici și jucătorii de... Este vreun fotbalist care va se asemăna cu dumneavoastră după ce v-ați retras în cariera de jucător, pe care l-ați văzut de-a lungul timpului? E vreunul care... Mateo, poate puțin? Mateo a fost alt stil. Alt stil. Alt stil. Alt stil, nu. Nu prea. Da. Nu, Mateo n-a fost un jucător de viteză. Da, știu. Era fost un jucător... Nu găsiți, nu? Pe vreunul care... Nu, nu. Ați văzut mulți fotbaliști români de-a lungul vremii. Care ar fi cei mai buni trei? Din ce ați văzut dumneavoastră? E greu. Acum, și eu, în general, Bine, care v-au plăcut atunci, ca să nu facem topuri? Începând de la, să exemplu, cum ți-am spus, de Dobrin. Dobrin, da. Vorba de Liță. Ilie, care, în opinia mea, dacă avea șansa să plece să joace în străinătate, era mult mai mare. A fost după aceea Hagi, da, sigur. A fost înaintea lui, care încă l-am prins jucând, Dumitrache. Țin minte că am jucat un meci de cupă pe la Brașov cu un Edoara și era Nea Mircea și Dumitrache încă mai juca. I-a dat lui Luțețe un gol cu capul din colțul 16, colțul opus, de n-a apucat să-l zice mâine Luțețe. După Hagi v-a mai plăcut cineva? Mi-a plăcut Ionuț. Da. De ce? Că... Lopescu. Da. Pentru că a fost și ca de mic, a crescut alături de mine, să zic așa, foarte inteligent în joc. Foarte inteligent, ceea ce în fotbal și în general în sportul de echipă contează foarte mult. Și din generația Mutu Chivu contra Loban Zrădoi, v-a plăcut vreunul? Da. Și Mutu. Mutu, în opinia mea, a fost un mare jucător. Și nu numai în opinia mea, sunt convins. Da. Nu știu dacă o să mai avem român care să dea peste 100 de goluri în Italia. Păi, da. Nu o să mai avem, probabil. Da. Și acum am văzut generația asta. Adrian Ilie v-a plăcut? Da. Uite, chiar uitasem, da. Vă întreb de jucătorii tehnici, cu creație, cu execuții. Asta vreau să spun. Execuții deosebite și jucători de explozie, jucători de viteză. Joci în campionatul Spaniei, la nivelul ăla nu e așa. Gică Popescu, în ultimul rând. Messi sau Ronaldo? Messi, fără ezitare. Barça sau Real? Barça. Un joc mult mai elaborat. Messi datorită faptului că practic nu poți să anticipezi ce vrea să facă. Poate dribla 2-3 jucători pe un metru pătrat. N-are. Ronaldo e alt tip mai de forță și asta e alte calități. Dar, sigur, jucător enorm la fel. Vă mulțumesc mult, a fost o plăcere, a zburat timpul cu poveștile dumneavoastră foarte... E bine că avem ce povesti. E bine, da, și am aflat și eu lucru pe care nu știam și probabil și telespectatorii. Și e bine că, cum spuneam și când ne-am întâlnit ziariștii, voi încă nu ne-ați uitat, că și au trecut ani. Felicitări încă o dată pentru 60 de ani. Da, mulțumesc. Mâine poate vă convocă la Chiajna, la prima echipă. Nu mai am chemare, nu mai am tragere. Îmi place ceea ce fac și nou. Sunt mai liniștit. Mi-ajunge. Felicitări la mulți ani încă o dată. Mulțumesc. Au fost povești spumoase și senzaționale a domnului Costel Oracă, atât de la Top Interviuri. La revedere!